mulțumim Domnului că ne-a vorbit și că Domnul vrea să ne mai vorbească. Mulțumim și fratelui Silviu, vă lăsa loc și fratelui Daniel Conea, care s-a pus la dispoziția Domnului și a zis că Domnul va ajuta să ajungă în partea noastră aici, a Transilvaniei, va veni și la Câmpia Turzii. Și Domnul a ajutat și în această dimineață ia și în nostru. Dumnezeu să-L binecuvinte. Amin. El și lucrarea care o face spre gloria Domnului. Amin. Vrem să cântăm o cântare cu toată biserica și apoi să ne rugăm pentru fratele Conea, Domnul să-L binecuvinteze în continuare, să ne vorbească din cuvântul Domnului și noi să zicem, cum a zis Samuel, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Amin. Amin.